De pomenirea Sfântului Vasile cel Mare. Hârția s-a așezat la începutul anului nostru și pe Sfântul Vasile cel Mare, pomenind cu un dragul românii. Numele lui este răspândit, ați auzit din cuvântul care s-a născut astăzi aici, în fața dumneavoastră, câteva gândiri din viața Sfântului Vasile cel Mare și importanța zilei de astăzi. E o singură întrebare, aș avea să pun absolut mie prima dată, să mi-o pun mie și aș vrea să vă provoc și pe dumneavoastră să vă puneți. Cum începe noul an? Tot așa? Sau mai hotărâți? Mai hotărâți la schimbat ceva. Foarte frumos, domnul, cuvântul de astăzi, care a fost rostit de către un teolog al bisericii noastre, care ocupă o funcție astăzi administrativă, în cadrul Ministerului Cultelor, ministrul secretar de stat, este cel care va vorbi, domnul Vasile Timiș, care urăm la mulți ani pentru prilejul pomenirii Sfântului Vasile și mulțumim pentru cuvânt, a făcut un îndemn. Printre altele, câte a spus, a făcut un îndemn și anume, la o anumită demnitate la care trebuie să luăm parte fiecare dintre noi și a folosit un cuvânt de la Sfinții Părinți, de a urca, de a trece din treaptă în treaptă, de a ne înnoi pe noi înșine. E bine, fraților, cred că ăsta ar fi cel mai frumos și este cel mai frumos și mai curat îndemn pe care l-am putea face în ziua de astăzi. Înnoiți-vă, fraților, creșteți duhovnicește, căci dacă vă veți înnoi pe voi, veți înnoi și pe cei din jurul vostru. Dacă sufletul dumneavoastră va fi întunecat, și pe cei din jur îi veți întuneca. Răul se răspândește foarte ușor. Ați văzut dacă stau două meri alături, unul putret și unul sănătos, cel putret are tendința de a-l strica pe cel sănătos. De aceea să luăm aminte, nu răul să fie acela care să domnească, ci binele trebuiește să domnească în viața noastră. Binele trebuie să fie acela care, de la o zi la alta, să stăpânească tot mai mult sufletul și cugetul nostru. Aceasta vă dorim și așa să pornim în noul an, în a fi mai bun, în a fi mai curați, în a ne ruga mai mult, am făcut îndemn de nenumărate ori la rugăciune. De ce? Pentru că acel cuvânt al Sfântului Ioan Scărarul, care mă mustră și care arată cât de importantă este rugăciunea, susținătoarea întregii lumi. Auziți, susținătoarea întregii lumi. E ca și cum ai avea acolo și ca și cum ai ține pe palmă un anumit lucru. Așa este lumea pe palmele cele sfinte ale rugăciunii, ale creștinului care se știe să se roage. De aceea vă îndemn, dacă vreți să fiți mai buni, vă îndemn la rugăciune. Și vă mai îndemn încă la două virtuți, la iertare și la răbdare. Să știți să ierți, lucru accentuat și acesta în ziua de astăzi, să știți să ierți și să te apropii de Dumnezeu, căci dacă nu ierți, ai o piedică. Ai o jenă acolo în sufletul tău. Ai ceva, o răutate acolo în sufletul tău și nu ești liber. Păcatul mărginește, păcatul întunecă, păcatul te oprește. Numai omul în Dumnezeu și omul virtuos devine cu adevărat liber. Și atunci când te rogi, când ierți și când rapsi, devii liber față de păcat și ușor urci spre Dumnezeu. La aceasta vă îndemnăm în această zi de început de an, de pomenirea Sfântului Vasile cel Mare și totodată duminica și înaintea botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Căci am auzit deja de Ioan Botezătorul vorbindu-se în prima Evanghelie și de cuvântul lui acela de pocăiți-vă. Am spus aseară, bucuria cea mare a lui Dumnezeu este când omul se întoarce la El. Când omul își căiește, se își plânge păcatele sale. Și pentru noi, pentru marea majoritate a omenirii, pocăința, întoarcerea, părăsirea răului, îi se pare ceva greu de făcut, greu de îndeplinit. Cum, da, eu ca să mă pocăiesc trebuie să mă întristez, trebuie să plâng, da, fraților, aș îndrăzni. Să spun că aceasta este poate în prima fază. Poate în prima fază a urcușului duhovnicesc. Dar după ce te-ai așezat, te-ai echilibrat, trăiești bucuria aceea permanentă a întâlnirii cu Dumnezeu,
în rugăciunea ta cea smerită și cu minte. Să vă ajute Bunul Dumnezeu, să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți, ca anul acesta să urcăm așa cum frumos a spus, din treaptă în treaptă, să urcăm și să nu dăm înapoi. Să urcăm spre Dumnezeu, să lăsăm în fiecare zi câte o răutate, câte un păcat, câte o patimă să lăsăm deoparte. Și haideți ca încă un lucru al acesta să ne străduim să-l facem. În fiecare zi să ne străduim să facem cuiva o bucurie. Să bucurăm pe cineva. Să aducem mulțumire cuiva. Dacă nu ai ieșit cu găsit cui să aduci mulțumire, așează-te în genunchi și mulțumește prea Bunul Dumnezeu. Căci mulțumind azi și mâine, mulțumirea ta se transformă într-o prezență, într-o trăire a prezenței lui Dumnezeu. La acestea vă îndemnăm și în felul acesta vă dorim ca să petreceți în noul an pe care l-am început. Tuturor sănătate multe, putere, lână și dragoste și tuturor acelor care poartă numele Marelui Vasile, acestui păstor al Bisericii, orator între oratori, filozof între filozof, dascăl între dascăl, preot între preot, slujitor, arhiereu între arhierei, nu s-a ridicat ca el, Mare Vasile, absolut între toate. Viața lui cine a citit-o, fericit este. Cine n-a citit-o, să o citească. Și să vă veți găsi acolo. Nimeni nu poate să spună că nu are de unde. Avem cărți. Slavă Domnului, numai să știm să alegem. Să știm să luăm. Viața lui este ca mărturie. Demnitatea lui, verticalitatea lui. De aceea a fost numit astăzi frumos. Stâlpa al Ortodoxiei este Vasile cel Mare. Stâlpa al învățăturii. A știut să apere și să păstreze învățătura cea dreaptă a bisericii noastre și să ne transmită nouă urmașilor. Și iată că-l pomenim după atâtea sute de ani. Facă Bunul Dumnezeu ca noul an să ne fie nouă tuturor izvor de râvnă, de dragoste și de înnoire sufletească. Tuturor mulți și fericiți ani! Mulți ani trăiască! La mulți ani, părinte.